seara, sunt Florina Găzdaru și vă invit să urmăriți știrile Euro TV. Dacă nu ați avut timp sau bani să vă faceți cumpărăturile până acum, și în ajun mai aveți unde. Magazinele de cartier, dar și supermarketurile își așteaptă clienții chiar și până la ora 20 în ziua de joi. În prima zi de Crăciun va fi închis, dar de pe 26 programul revine la normal. Comercianții din cartierele Băcăoane care au supraviețuit invaziei marilor lanțuri de magazine duc acum bătălia pentru creșterea profitului. De aceea, cei mai mulți dintre ei au afișat un program ce se întinde până la ora 22 în seara de ajun, în speranța că vor mai avea clienți întârziați. Până acum, vânzările au fost bune, însă mult mai mici decât în urmă cu 10 ani, când numărul hipermarketurilor din municipiul Bacău era foarte mic. De partea cealaltă, corporațiile ce dețin rețele de retail în zonele strategice speculează frenezia cumpărătorilor din această perioadă. Pe lângă promoții și oferte mai mult sau mai puțin reale, programul prelungit înainte de Crăciun și reluat imediat în data de 26 concurează serios vieții patron locali. Sărăcirea Bacăului se vede și în piețe sau magazine, acolo unde cumpărăturile se fac la bucată și la suta de grame, nu angro așa cum se obișnuia cândva. Dar fiecare s-a străduit să pună pe masă câte ceva pentru a respecta tradiția. Masa de Crăciun nu va mai fi la fel de îmbelșugată ca în anii trecuți. Fiecare și-a calculat bugetul de sărbători și și-au drămuit atenți bănuții. Pentru că salariile au bătut pasul pe loc, în timp ce prețurile au tot crescut, puterea de cumpărare a românului s-a prăbușit în ultimul an. Și vi se par scumpi față de anul trecut prețurile? O lecuțică mai scumpi. O lecuțică, nu e mare diferența față de anul trecut, dar un pic mai scumpi. Dar banii sunt puțini. Sunt puțini banii, mai ales la noi pensionari sunt puțini. Dar mai... Ce bani cheltuiți sărbătorile astea cu masa, cu bradul, cu... Pentru că am băieții care mă ajută copii. Cam câți bani cheltuiți Crăciunul ăsta cu mâncarea, cu cumpărăturile, cu cadourile, cu tot? Cam în jur de 200-300 de lei. Aveți nepoți? Da. Ce cadouri le-ați pregătit? Secret. Secret, da. Secret, când mă află și zice, ei, tata, da. Dar vine moș. Trebuie să vină și moș. Dar chiar și acest lucru are o parte pozitivă, pentru că astfel românul a învățat să nu mai risipească mâncarea și să cumpere rațional. Dacă aveți de gând să plecați la drum pe patru roți, trebuie să știți că în prima zi de Crăciun nicio firmă de transport local sau național nu are program. Autobuzele transportului public în municipiul Bacău vor circula după un program de duminică în cele trei zile de sărbătoare. În ziua de 24 decembrie, din Autogara Bacău vor pleca toate cursele în județ sau spre alte colțuri ale țării după programul normal. Singura necunoscută va fi numărul de călători care vor umple autobuzele și microbuzele atât de transport Bistrița, cât și cele ce aparțin altor firme. Din Autogara Bacău, ca în toți anii, prima zi de Crăciun este închis, nu circulă niciun autobuz. Începând cu 26, mașinile care sunt în tranzit circulă după program normal. Mașinile transport Bistrița nu circulă pe 26. La fel, după Revelion, prima zi pe 1, nu se lucrează niciun autobuz, după care pe 26 mașinile în tranzit încep să circule. Masaru, cel mai mare operator de transport de persoane regional, a menținut același program obișnuit pentru ajun, iar pe 25 nu sunt prevăzute curse. A doua zi de Crăciun, circulația spre București va respecta orarul normal, iar rutele locale vor fi acoperite cu microbuze din 3 în 3 ore. În municipiul Bacău, societatea de transport public va asigura deplasarea oamenilor în regim de duminică în toate cele trei zile de sărbătoare. Cursele spre localitățile limitrofe, Cleja, Holt, Nicolae Bolcescu și Letea Veche nu vor circula în prima zi de Crăciun. Cei ce au de gând să plece la drum pe șine în zilele de sărbătoare ce vin, trebuie să știe că trenurile vor circula normal. Ca să evite eventualele aglomerații, garniturile vor avea vagoane suplimentare pe rutele cele mai solicitate. CFR Călători informează că pentru adaptarea capacității de transport la solicitările publicului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute din București spre Sighetu Marmației, Satu Mare, Vatra Dornei, Suceava, Timișoara Nord, Brașov, Craiova, Bicaz, Botoșani, Iași, Baia Mare, Arad, vor fi suplimentate în această perioadă cu vagoane clasă, vagoane de dormit și cușete.
De asemenea și trenurile care fac legătura între Timișoara și Iași, stațiunile de pe Valea Prahovei și principalele orașe ale țării vor fi suplimentate cu vagoane. În unele zile din perioada 21 decembrie 2015 - 1 ianuarie 2016, când se estimează o creștere a traficului de pasageri, o serie de trenuri regio vor circula suplimentar pe mai multe rute din țară. Având în vedere cererea mare de bilete din perioada sărbătorilor, pasagerilor li se recomandă să-și achiziționeze din timp biletele, în special pentru trenurile de lung parcurs care au în compunere vagoane de dormit și cușetă. Acestea pot fi cumpărate online, ușor și rapid, de pe site-ul www.cfrcălători.ro cu o reducere suplimentară de 5%. La verificarea lor în tren este necesară doar prezentarea ID-ului de bilet primit pe e-mail. În zilele de 25, 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, toate agențiile de voiaj CFR Călători vor fi închise. Unii vor să fie Moș Crăciun cu marfă de furat. Peste 400 de brazi au confiscat polițiștii de la un patron din comuna Asău, dar și de la un brăilan care încerca să facă o afacere de sărbători. Un bărbat de 37 de ani adunase la punctul de lucru al unei societăți comerciale din comuna Asău 162 de pomi de Crăciun, pentru care nu deținea documente de proveniență. Achizitorul fără acte a primit o amendă în valoare de 2000 de lei, iar pomii au fost confiscați și predați ocolului Silvic Comănești. Polițiștii au identificat și un brăilean de 38 de ani care transporta cu o auto utilitară 240 de pomi de Crăciun, pentru care nu deținea documente de însoțire și proveniență. Și el a fost sancționat cu aceeași sumă și a rămas fără marfă. În comuna Oituz, pe DN11, polițiștii au depistat în trafic o auto utilitară condusă de un bărbat de 47 de ani din comuna Bogdănești, care transporta 20 de pomi de Crăciun, specia brad, fără a deține acte de proveniență. Amatorul de chilipiruri de Crăciun a primit amendă, iar cei 20 de pomi, în valoare de 1000 de lei, au fost ridicați în vederea confiscării și predați ocolului Silvic. În această perioadă, polițiștii au ridicat în vederea confiscării 422 de pomi de Crăciun care erau deținuți sau transportați în condiții ilegale. Anul acesta, săniuța moșului va rămâne sigur în garajul de la Pol. Fără pic de zăpadă, cele trei zile ale Crăciunului vor semăna mai degrabă cu unele ale Paștilor. Temperaturile pot depăși ziua 10 grade, iar noaptea nu vor fi mai mici de 0 grade Celsius. Ajunul Crăciunului ne aduce în Bacău o vreme surprinzător de caldă, cu 12 grade în termometre, cer senin și cu un vânt ce abia adie. Colindătorii pot porni liniștiți, căci nici noaptea nu va fi mai friguroasă, temperatura menținându-se cu un grad peste zero. Doar ceața se poate să-l încurce pe Moș Crăciun în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Prima zi a Crăciunului va începe cu puțină ceață, dar spre după amiază va fi însorită, cu 10 grade temperatură maximă. Minima nopții nu va coborî sub 0 grade, iar vântul nu va bate decât cu 10-15 km pe oră. La fel de cald va fi și sâmbătă, când cerul senin nu va fi tulburat decât de câțiva nori, iar noaptea se vor înregistra chiar și 3 grade peste limita înghețului. Tendința se menține și duminică de Sfântul Ștefan, atunci când parametrii de temperatură sunt stabili în limitele a 0-10 grade, cu un cer parțial înorat și cu un vânt ce nu depășește 15 km pe oră. Pentru iubitorii de schi și săniuși, veștile nu sunt foarte bune. Și în acest an, luna decembrie va fi lipsită de zăpadă până la finalul ei, singurele zone care vor mai avea parte de un peisaj hibernal, urmând să fie cele montane înalte, unde a nins puternic la sfârșitul lunii noiembrie, iar stratul depus atunci s-a topit doar parțial. După primele zile ale lunii ianuarie, există unele semnale pentru formarea unui blocaj de tip scandinav, fapt ce ar declanșa o răcire a vremii, însă apariția ninsorilor nu este garantată de scăderea temperaturilor. Vă prezentăm în continuare prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore, precum și alte informații pe scurt. Thank you.
Aici punem punct jurnalului de astăzi. Echipa EuroTV vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară liniștită. La revedere!